Salutare, prieteni! O puit iepurița asta. Nu știu dacă se vede. E cu sânge pe picioarele din spate. Așa. Și nu se vede unde e cuibul. L-a ascuns undeva. Să vedem dacă ne arată. Pentru că se smulge de puf. Și o să vedem unde și-a făcut cuibul. Sau poate că acum trebuie să puiască, dar nu știu, din moment ce are sânge pe picioare, înseamnă că a puit deja. Să vedem unde o să ducă puful. Că așa face, se smulge de puf. Și după aia pune. Oricum e ascuns undeva. Pișinucul imediat vine la interval. Trebuie să îl iau de aici că e prăpădit. Simte mirosul de sânge. Acest experiment a fost făcut în urma unei cereri. Am să pun puțin pe pauză. Deci acest cuib este din 15 a 5-a. Aceștia doi au fost împreună cu mama lor, un mascul și o femelă. Mi-a spus cineva că vine să cumpere și n-a mai venit, ei au crescut. Deci cuibul este din 15 a 5-a și a trecut lunea 6-a, a 7-a. A 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, 7 luni. Deci, la vârsta de 7 luni de zile, adică 6 luni mai bine zis, că acum este a 7-a lună și acum a puit. Deci, la 6 luni de zile, feciorul a montat-o pe mama lui. M-a întrebat cineva că se împerechează iepuri între ei. Și i-am spus că prima dată o montează pe mama lor, pentru că ea este în măsură să fie gestantă prima și când o să vedeți că mama face cuibul, înseamnă că iepuroiul e bun de reproducere și mama o să puiască prima. Deci nu se împerechează cu frații, cu surorile mai bine zis, ci cu mama lor. Deci aici îs... cei doi, nu mai știu, ăsta cred că e masculul și aia e femela. Să văd că nu mai știu exact. Da. Ăsta e masculul și aia e regina. De ce spun așa? Că are pe nas ca și o coroană. Să vă arăt. Hai la cameră. Hai la cameră, uite-te. Se vede ca și o coroană și de-aia am zis că e regina. O pișinuc o sărit, trebuie să-l iau de acolo că o să-l bată. Ai încoace, băi! Ai încoace, prăpăditule, că te omoară, mămica! Așa. Deci, să vedeți unde și-o făcut vizuina. Uitați-vă acolo ce adâncă-i. Ați văzut ce mare e puraica și s-o băga cu totul. Ea știe cum să facă cuibul. Individul ăsta iar a venit. După miros, după mirosul de sânge. Du-te-mă de aici că te omoară iepuraica. Nu știu dacă reușesc să mă bag în vizuină să vă arăt. O să pun un pic pe zoom. Ca să vedem împreună. Stai, nu mă lasă nici pe mine. I-am pus granule.
Nu prea văd nimic acolo. Să lărgesc gaura să văd dacă se vede. Nu văd mișcare, nu mă puf cu sânge. Deci sunt proaspeți sfătați. O să vedem mâine, că nu vreau să deranjez cuibul. Și mâine o să vedem supraviețuitorii, ca să nu o stresăm pe mămică să-i abandoneze, pentru că la Marona a fost problema asta cu pisicii, că te s-a băgat acolo și din păcate nu prea a avut grijă, doar una, o bucată, un singur iepuraș a rămas și deci experimentul a dat rezultate la 6 luni de zile. Iepuroiul a montat-o pe mama lui, mama a rămas gestantă. Și la 7 luni de zile, să zic așa, de la nașterea puilor, mama a fătat din nou și acum îi voi lăsa afară iepurii aceștia, pentru că nu vrem să o streseze pe mama și ca mama să grijească puii. O să le fac rost de altă cușcă la cei doi indivizi și o să lăsăm pe mămica să aibă grijă de pui. Este o mamă foarte bună, grijulie, mărocă. A avut mai multe generații de pui și când a fost frig afară, s-a așezat cu gâtlejul, cu gușa pe pui ca să nu înghețe de frig. Și afară erau minus 7-8 grade, nu mai știu exact. Și dimineața când am venit să văd, i-a acoperit, pentru că erau ieșiți afară din cuib, nu mai știu, vreo 4 bucăți. Și după asta vreau să vă spun că este o mamă foarte bună, grijulie. Acum să vedem cum a reușit cu cuibul acesta. Vom vedea mâine rezultatele. O să-i mai pun fânețe, ca să pună fânețe acolo. Acolo are bâtele de la lucernă. Și acum o să-i mai pun niște paie. Mi-am adus 90 de baloți de lucernă și paie. Că m-am împiedicat. Nu, că-s cu picioarele în sus. Acum o să râdeți de mine. Așa. Acolo e Simba. Am pus aici lucerna mai veche din balotul ăla rotund și acolo am umplut cotarca până sus cu baloți și am pus și afară stivuiți, doi așa, doi perpendicular să nu se răstoarne și am mai pus și din coace pentru că n-am mai avut unde să-i pun 90 de baloți. Să vă mai arătăm belgienii, fetițele lui domnul Cosmin de la ferma Grădina Bio. Aceasta îi fluturica, una din fetițe, și aceasta gricincila. E a doua fetiță care sunt promise pentru ferma Grădina Bio. Așa, și mămicile. Mămicile sunt acolo una lângă alta. Și ăștia doi masculi de grifieri, unul mi-l țin, unul este disponibil. Și atunci mai am două fetițe, una albă în întregime și cealaltă îi așa pigmentată. Așa, să revenim la ale noastre. Hai să nu mă mai împiedic. Deci am zis că să-i pun niște fânețe, o să-i pun un pic.
Deci se pare că le pune puful din gură la pui și îi linge probabil, că văd că stă mai mult. Deci îi linge, că am auzit cum chițeie. Acum nu știu dacă le dă și să sugă sau nu. O să vedem. Nu vreau să o deranjez. Deci iepurele de vizuină, ca să zic așa. Nu știu cum o să numesc acest filmuleț. Iepurele de vizuină. O să pun pe pauză până le dă să sugă. Ce mi-am amintit? Acesta este cel mai bun model de cuib. De să faceți un spațiu de 1 metru pe 1 metru. În înălțime, la mine tot 1 metru, ca să pot să curăț gunoiul mai târziu, pentru că am multe boxe și astea rămân mai la urmă. Dar pentru fătare, deci dacă puneți multă fânețe, o să se bătucească și mama poate să-și facă cuibul în jos. Vizuina fiind în jos, chiar dacă vrea să se țină de țâță, iepurașii o să cadă înapoi în vizuină. Deci nu are cum să fie afară din cuib. Și oricât de frig ar fi, ei alunecă înapoi în cuib și astfel stau în siguranță la căldură. În cușcă nu putem face lucrul acesta. De aceea metoda asta cu vizuina e cea mai bună. Mama își face vizuina singură, bătucește paiele cu puțin balegă din asta amestecată și se bătucește pământul, să zic așa, și deasupra poate circula, dar când dă paiele la o parte de la gura vizuinii, poate să intre liniștită oricât de mare ar fi. I-a curățat, i-a lins și acum văd că a intrat puțin mai înăuntru. Probabil că vrea să îi alăpteze. Vedeți? Să stea cu burta pe toți. Mai așteptăm. Deci s-a întors în vizuină, probabil că este destul de mare. Și a ieșit cu capul. Să văd dacă mai pot să fac o filmare. Acum că a ieșit. Da, se vede că se mișcă. O să lăsăm pe mămica să-i curețe, să își facă damblaua și voi reveni mâine cu un nou videoclip. Deci, acesta este experimentul. Dacă aveți întrebări, experimentul este cu succes. Mama a puit cu bine și cuibul este bine făcut. Vă salut, Ariel și iepurii, la revedere!